Această rubrică vă este oferită cu sprijinul Mopan. Produsele congelate au intrat pe lista neagră a multor consumatori care le evită din considerentul că nu sunt proaspete. Adevărul este undeva la mijloc, mai ales dacă vorbim despre produsele de patiserie, fructele și legumele proaspete din magazine, astfel că este preferabil să achiziționăm fructe și legume de sezon din piețe de la micii producători locali. În extra sezon, fructele și legumele sunt adesea pulverizate cu fungicide pentru a preveni apariția mucegaiului. Poate că arată perfect, dar acestea își pierd din proprietăți în urma depozitării prelungite. De exemplu, spanacul își păstrează doar 53% din folat și 54% din caroten după o săptămână de depozitare. Studiile au arătat de-a lungul timpului că înghețarea nu blochează substanțele nutritive, iar produsele își păstrează calitățile prin congelare rapidă. Un profesor în marketingul alimentar și sănătatea copiilor de la Universitatea din Liverpool a inițiat un experiment în cadrul căruia mai multe produse proaspete au fost depozitate în frigider timp de 3 zile și altele au fost ținute într-un congelator. Concentrațiile de antioxidanți și alte componente nutritive cheie au scăzut în cazul produselor ținute în frigider și erau mai mici decât în cazul alimentelor păstrate în congelator. În urma unor teste s-a dovedit că alimentele congelate și cele proaspete au același gust. În aceste condiții, produsele congelate nu trebuie să mai fie ocolite, mai ales că se contribuie astfel la scăderea risipei alimentare, iar eficientizarea timpului și a costurilor sunt probleme cu care ne confruntăm zilnic. Am avut curiozitatea de a intra într-o secție de produse de panificație congelate să vedem împreună procesul tehnologic de producție a unei plăcinte, pentru că mi-a plăcut ideea că se folosesc în rețete doar produse autohtone românești. Mă aflu în secția de produse congelate și chiar acum pe linie se află plăcinta burec, o plăcintă foarte fină. Am alături de mine pe Florina, director de producție aici. Spune-mi, te rog, care este secretul acestei întregi industrie care se întâmplă în spatele nostru? Secretul este rețeta autohtonă, care este respectată cu desăvârșire de angajații noștri, și umpluturile, care sunt realizate de noi în secția de producție. Sunt umpluturi speciale care trebuie să reziste la operația de congelare, de congelare și coacere. Este o linie de producție care ne ajută să venim în piața suceveană și să oferim consumatorului un produs special făcut în Suceava. Reușim să facem export și să aducem pe masa celor din Spania, din Anglia, plăcinta burec. Eu sunt foarte curioasă să o iau și să încerc să o gătesc la mine la studio, să văd ce va ieși și dacă o să mă descurc. Pentru a face un aluat cu foi subțiri pentru plăcintă, vom avea nevoie de timp și de îndemânare pentru a forma foi multiple cât mai subțiri. Întreaga operațiune durează 3-4 ore. Plăcinta burec se fabrică pe linia de producție în aproximativ 15 minute, fiind ulterior congelată rapid și împachetată automat într-o unitate cu sistem de management al calității și siguranței alimentului. Se păstrează la minus 18 grade și este valabilă un an de la data fabricației. 100 de grame de plăcintă conține 360 de kilocalorii. În plus, produsul industrial conține L-cisteină E920, un aditiv alimentar cu rol de ameliorator pentru făină. Este un aminoacid neesențial pe care corpul uman îl produce, iar cantitățile mai mari sunt benefice și necesare copiilor și bătrânilor. L-cisteina are un rol important în detoxifierea organismului. Am fost în fabrică, am văzut cum se face plăcinta burec și am aici cele trei sortimente: burec cu mere, cu spanac și cu telemea sărată. Conform instrucțiunilor de pe ambalaj, ar trebui să încingem cuptorul la 250 de grade, iar apoi să reducem temperatura undeva la 180 de grade și să o coacem timp de 45-50 de minute. Haideți să vedem
cum va ieși. Plăcinta congelată se scoate din ambalajul de plastic, se coace direct în tăvița din hârtie de copt aflată în interior. Cuptorul este suficient de încins, la 250 de grade, punem plăcinta. Și reducem temperatura la 185 de grade. Au trecut 45 de minute. Plăcintele noastre ar trebui să fie gata. Avem plăcinta cu telemea. Plăcinta cu spanac. Și plăcinta cu măr. Plăcinta se poate consuma ca aperitiv cald sau rece. I-am lăsat-o să se răcească aproximativ 10 minute. Am tăiat câte o felie din plăcintele cu spanac, telemea sărată și măr. Avem plăcinta cu măr. Vai, miroase extraordinar și pentru că arată și atât de bine, am ales să o pun așa pe un piedestal. Iată cum arată și în secțiune. Plăcintele burec sunt o alternativă bună pentru a oferi o gustare prietenilor sau familiei atunci când sunteți în criză de timp. Aceasta a fost ediția de astăzi. După cum ați văzut, am gătit foarte ușor și vă recomand și vouă să încercați această plăcintă delicioasă. Și până data viitoare, vă spun, gătește și zâmbește! Pa, pa! Această rubrică v-a fost oferită cu sprijinul Mopan.